Foarte bine, Sodovnikov și gol! În sfârșit, deschidere de scor aici la Ternovca. Dinamo Auto reușește să marcheze prima în confruntarea cu Dacia Buicani. Un gol venit în minutul 68. A fost o bâlbâială pentru daci, de care a profitat în cele din urmă Sodovnikov și acesta reușește să deschide scorul. Este important că s-a marcat. Acum așteptăm și replica Daciei. Dumneavoastră revedeți această fază, a trimis la colțul lung Sodovnikov după o pasă foarte bună primită de la Belousov.